Un proiect ambițios început acum 2 ani este reabilitarea grădiniței, acolo unde vor fi duși din toamnă copiii de la o grădiniță aflată la periferie, dar și prichindeii de la grădinița aflată în incinta școlii. Sperăm să tăiem panglica la o grădință nouă, maximul în jumate, două, e aproape finalizată. Am început construcția acum 2 ani de zile și sperăm că la toamnă deja copiii de grădință, scuzați-mă, să fie, să învețe într-o construcție nouă și să aibă toate condițiile. E construită după toate normele europene. Acum am încercat să respectăm toate normele în vigoare, acum și cu ajustări ce am crezut noi că se potrivește. Acum eu personal, având și un copil la grădiniță, am încercat să ducem tot și să nu existe calorifere, să fie încălzirea în pardoseală, având în vedere că copiii stau foarte mult pe jos, să creăm spații, să fructificăm spațiile la maxim. Credem că ne-am silit să iasă un lucru frumos. Nu există grădință ca să aibă ceva în plus față de asta, adică din câte mi-am dat seama aici. Acum există spațiu de joacă, totul este separat, îngrădit, să nu poată ieși afară. Cred că, da, toate condițiile respectate, nu știu, suntem în 2017. Proiectul este depus pe Programul Național de Dezvoltare Locală. Tot prin acest program, autoritatea locală speră să obțină finanțare și pentru reabilitarea corpului B al școlii din localitate, acolo unde s-a construit și un teren de sport sintetic. Un alt proiect aflat în derulare este asfaltarea drumului care duce spre zona unde a fost construită stația de captare a apei. Unde avem captarea de apă, avem tot un proiect, tot pe BNDL avem un proiect, reabilitarea drumului, primii 4 km al drumului după Valea Morii, deja până la obiectivul unde există stația de captare a apei este și asfaltat, ne apropiem și acolo, sper că într-o lună să fie și ăla finalizat. Toate proiectele, susține edilul local, sunt menite să vină în întâmpinarea nevoilor localnicilor. Cel mai des vin cu drumurile de acces care le-am făcut ultima dată, pe văi, probleme mai mari cu apa, canalizarea, deci unde urmează să facem branșările. Suntem o echipă sudată, suntem la al doilea mandat și sper că lucrurile se mișcă în vișor de jos și treaba asta se vede. În toamnă s-a obținut finanțare pentru reabilitarea căminului cultural, proiect care a fost aprobat. S-au mai depus proiecte pentru reabilitarea tuturor străzilor, pentru poduri și pentru extinderea rețelei de apă și canalizare.